Mâine cu Camera Confesiunilor. După ce s-a terminat, da. Trebuie să zici gânduri despre ăla, despre ăla, despre ăla. Mâine toată ziua? Mâine toată ziua ești acolo. Ce a fost asta, dar ce să fie mâine? De aia nu ai dat nimic cu da. Da. Nu suntem mai bine acasă. Dormeam, mă linișteam. Eram și odihnit, așa stau până aici, la 11. Pentru ce? Ce să mai vrem? Mergem să dormim, direct. Cristiana nu e la barieră. Hai, dați, mergem să dormim. Pentru hai să ne trezim. Gol? Da, mă, ca să-mi pună apă. Nu, să-mi pună... Se spune, să-mi pună soc. De la cocine. Nu contează. Cocine, cocine. Dar nu ne spune și nouă dacă vine mâine să ne aranjeze cineva, ne dă haine, ce mă? Păi și cum mă îmbrac, frate? Cum să te aranjez singur? Tocmai când e cea mai importantă noapte de Revelion? Păi tocmai! Păi tocmai, nu pot să mă duc să mă îndrept. Vrem rochii roșii sau salopete roșii, vă rugăm frumos, dacă nu, eu mâine nu particip la Revelion. Clar. Nu, un singur suntem cert, e cert. Deci de Revelion suntem aici. A luat Jack Daniel. Nu? A luat GB-ul. A luat vin? Fetească. Păi și nu e bine așa, cât vrei să fie 10 de alea, 10 de alea. Bine că a aprobat și așa și acesta. Bă, numai două sticle? Numai două sticle de suc? Vinul e al meu ăla, pot să-l bezi, bă. Numai două sticle de suc? 3? Pune și mie puțin cola. Pune și mie puțin cola. Nu, uite, are suc de natural. Dă-mi un pic de natural. Natural. Dă-mi și mie un pic de suc. Vreau numai mare în seara asta. Să rămână pentru masă. Da. Mai tare, Tom! Mutați masa!